ziua, dragi prieteni! Mă numesc Chirici Șvaba și împreună cu colega mea, Veronica Sirețeanu, astăzi lansăm a doua emisiune a podcastului FinEDU despre finanțele publice. Acest podcast este făcut în parteneriat cu Ministerul Finanțelor Republicii Moldova, cu suportul Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova și portalul Privesc.eu. În episodul precedent al podcastului am încercat să înțelegem mai bine ce sunt finanțele publice, care sunt noțiunile principale cu care ne confruntăm și nu doar cu noțiunile, dar și cu procesele de bază, ca să înțelegem mai bine cum acest cadru de finanțe publice înglobează tot ceea ce înseamnă buget, împrumut și multe, multe alte noțiuni despre care abia am început să discutăm data trecută și o să vorbim cu mult mai mult deja în cadrul episodelor ce urmează. Astăzi discutăm despre finanțele publice locale, despre ceea, cum acumulează autoritățile publice locale veniturile sale, cum vin transferurile despre care am vorbit data trecută de la buget la autoritățile locale, cum distribuie acești bani, cine ia deciziile în acest sens și cum, la nivel de autonomie locală, funcționează descentralizarea financiar-fiscală. Și cum țineți minte din podcastul precedent, bugetul autorităților locale este componentă a bugetului public național. Și dacă nu ați privit episodul precedent din podcastul Finanțe Publice, vă încurajăm să priviți acest podcast și să nu uitați să puneți like pe canalul nostru de YouTube și să abonați la podcasturile viitoare. Și pentru a înțelege mai bine ce înseamnă bugetele autorităților locale, noi astăzi am invitat un specialist din partea Ministerului Finanțelor cu experiență peste 20 de ani și cred că cel mai bun specialist care înțelege ce înseamnă planificarea bugetului, gestionarea bugetului, doamna Natalia Scleruc. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine să vă văd! În episodul precedent noi vorbeam despre bugetul public național și era vorba că bugetul de stat, bugetul asigurării sociale de stat se aprobă de către Parlament. Ce se întâmplă cu bugetul autorităților locale? Cine este responsabil pentru toată această poveste cu planificarea acestui buget, cu aprobarea și executarea? Bugetele locale, de fapt, sunt niște bugete autonome. Și sunt bugetele celor peste 900 de autorități publice locale de nivelul 1 și nivelul 2 pe care noi le avem în Republica Moldova. Fiecare buget format la nivel de sate și comune sau care se formează în bugetul primăriei, care în unele cazuri poate fi compus din câteva localități, avem și așa exemple, și această structură este reglementată de către legea privind administrația publică locală, se formează de către autoritatea publică locală și de către Consiliul aprobă acest buget. Uh-huh. Dar formează, de fapt, primăria și-o propune contabilitatea sau, în cazul autorităților locale din nivelul 2, este vorba de direcțiile finanțe și care propun aceste bugete pentru examinare și pentru aprobare autorităților deliberative ale Consiliului uh-huh. Local. Sau raionale. Noi avem două nivele de administrație publică locală în Republica Moldova, nivelul 1, sate, comune, orașe și nivelul 2, consiliile raionale. La nivel de fiecare din 35 de raioane, iar Chișinău și Pălți formează aceste orașe, de fapt, cumulează competențele de nivelul 1 și 2, dar se consideră ca bugete de nivelul 2. Și Utah-Gagauzia. Și Utah-Gagauzia. La ei puțin mai specific, ei au chiar trei nivele, mai au și un nivel intermediar, dar... Dacă eu o leacă iar ca contabil să mă simplific chestia, mă scuzați, ca și data precedentă, deci asta înseamnă că primarul care a fost ales de către populație, împreună cu contabil, face un plan de venituri cheltuieli pentru anul viitor și vine la Consiliul Municipal, local. Consiliul local, care unde au fost aleși de către iar populația din această localitate și aprobă la ei acest plan de cheltuieli de venituri
pentru anul viitor. Da, doar că cu o remarcă, în sens că ei nu doar apropă cifrele, dar vin și cu decizii pentru, pe partea de venituri, de aprobarea cotelor, taxelor locale și de către, și pot veni și cu propuneri și pe partea de cheltuieli, nu doar cifre, sunt, dar și careva proiecte pot fi inclus în buget, proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale și acestea se prezintă un pachet tot, complex pentru a fi aprobat. Tot ca și la bugetul de stat, tot este deficit și poate fi deficit și proficit. Absolut. Și aceeași... Doar că, iarăși cu un singur nou, că ei pot împrumuta doar pentru, pentru investiții. Dar dacă nu au bani, ce fac? Sau revizuiesc venitul ca și în orice... ca și în orice familie până la urmă să luăm. Sau revizuiești veniturile și încerci să atragi mai multe venituri. Sau încerci să optimizezi cheltuielile, să reduci, revizuiești, undeva cheltui mai puțin, undeva mai le amâni în timp până la urmă și așa poate fi. Sau cauți o sursă suplimentară de venit. Poate fi și de o singură dată, tu poți să vinzi un activ ceva care îl posezi, sau poți să împrumuți niște bani, sau poți să primești o donație până la urmă. Adică sunt mai multe opțiuni. Poți să ai și niște economii de ani precedenți până la urmă toate. Și revizuiești toate sursele pe care le ai, toate opțiunile și încerci să vezi, îți poți permite aceste cheltuieli sau trebuie să te limitezi. Noi nu avem institutul defaultului autorității locale, cum de exemplu este în SUA. Nu. Adică noi, oricum, adică orice autoritate locală trebuie să tindă să-și aprobe un buget care să fie echilibrat. Da, da, care trebuie să fie echilibrat. Cheltuielile... Bine, echilibrat. Când vorbim de buget echilibrat, e important să spunem așa că nu înseamnă că veniturile sunt egale cu cheltuielile, dar resursele. Și când vorbesc de resurse, vorbesc de venituri, vorbesc de împrumuturi, vorbesc de solduri în cont. Adică toate aceste resurse trebuie să fie egale cu acele cheltuieli pe care ți le propui. Noi spuneam despre faptul că bugetul nu se transferă soldurile celor care execută bugetul de la un an la altul. În cadrul autorităților locale lucrurile stau diferit? Ei tot aprobă bugetul în singur an. Și soldurile de mijloace bănești, noi nu vorbim de soldurile de alocație bugetare. Acestea nu sunt transferabile. Dar mijloacele bănești în soldurile bugetelor, fie și bugetul de stat și bugetul local, ele rămân în solduri, doar că deja în bugetul anului viitor se privede pot ele fi utilizate sau nu. Sau tot stau ca rezervă. Sau ca rezervă, ca o economie pentru utilizare în viitor. Foarte des când discutăm cu specialiștii din domeniul formării bugetului, planificării, foarte des eu aud cuvânt alocație. Da, dumneavoastră acum ați utilizat că alocație se nu se transferă. Deci, corect eu înțeleg că alocație în cazul dat un plan de cheltuieli pe un domeniu care a fost aprobat și care n-a avut loc. Conform legii finanțelor publice, alocația este suma de cheltuieli care este aprobată în buget. Deci aprobate spre asta achitare. Asta e suma maximă care poate fi cheltuită în anumite scopuri. Deci care poate de fapt fi achitată dacă această cheltuială a avut loc. Da. Asta e o permisiune de a cheltui o anumită sumă de bani. Asta este alocația. Da, în cazul dat, această permisiune la 1 ianuarie la 31 decembrie la 0 se anulează. Noi vorbim despre, am început să vorbim un picuț despre ce, de unde își iau banii autoritățile locale. Eu zic un piculeț, poate să dezvoltăm aici, ca să înțelegem mai bine o autoritate locală, de unde își ia, de fapt, veniturile pe care le, poate ulterior să le utilizeze sub formă de alocații și să cheltuie și să investească și să aloce dezvoltării comunității proprii. De unde vin aceste venituri? Ați vorbit despre aceea că aprobă cotele impozitelor și taxelor. Asta ar însemna că există o serie de impozite și taxe care sunt strict locale. Și atunci autoritatea locală poate să le aprobe cotele. Da. Și ei, banii respectivi, tot merg la autoritățile locale. Da.
sigur. Poate un pic să dezvoltăm, vorbim despre taxele locale și despre impozit pe bunuri imobiliare. Adică la taxele locale și la impozit pe bunuri imobiliare. Și impozitul funciar. Și impozitul funciar care face parte, da? Da. La nivel de stat se aprobă doar anumite limite la impozit pe bunuri imobiliare și impozit funciar. La taxe locale limite nu sunt. Da. Autoritatea locală aprobă așa cum consideră necesar pentru autoritatea respectivă, respectivele impozite. Întrebarea este de unde își mai ia bani, că poate nu are suficiente companii în cadrul autorității care produc resurse, plătesc impozite, inclusiv impozite locale, ca autoritatea să-și poată acoperi cheltuielile. De fapt, conform codului fiscal, în Moldova există circa 14 tipuri de taxe locale, cum ar fi taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru plasarea publicității, taxa pentru parcare, parcaj, comerțul interior, pieți comerciale, chestii care țin într-adevăr de competențele autorităților locale. Și suplimentar, vorbim și despre impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare, unde, într-adevăr, cotele sunt reglementate, dar ele au un diapazon în care pot fi stabilite de către, iarăși, consiliile locale. Și așa, ca o mică precizare, nicio autoritatea locală nu a stabilit cota maximă. Asta este una din surse, dacă să ne referim la întrebarea. Da. Și clar că și celelalte taxe la fel pot fi stabilite, dar normal că există o limită de bun simț și de atragere. Și aici ar putea autoritățile locale să aibă o competiție, să spunem așa, dar iarăși depinde de dezvoltarea localității, trebuie să le... De potențialul economic al localității, dacă își pot permite agenții economici și n-ar să închidă până la urmă activitatea sa economică anume din această cauză. O altă sursă ar fi transferul despre care a vorbit doamna Dina data trecută? Așa, ca să vă fac o imagine generală, de exemplu, și să vorbesc chiar și cu cifre, că totuși bugetul e despre cifre. Anul trecut, volumul consolidat a tuturor bugetelor locale în anul 23 a constituit circa 29 de miliarde de lei. Din acestea 29 de miliarde de lei, 21 de miliarde sunt transferuri de la bugetul de stat. Wow. Adică undeva la 70-72% din veniturile autorităților publice locale reprezintă, de fapt, transferurile de la bugetul de stat. Haideți să facem aici o precizare. O să zic eu cum zice Iurie. Eu ca contabil, eu nu ca contabil, dar am nevoie să fac precizarea asta. Exact așa, prin similitudine, cum am făcut noi, cum am înțeles noi cum funcționează interacțiunea dintre bugetul de stat și bugetul asigurării sociale, exact așa, doar că într-o proporție covârșitor mai mare, are loc și interacțiunea dintre bugetul de stat și bugetele autorităților locale. Ori, din impozitele altele decât cele taxe locale sau impozit pe bunuri imobiliare, vorbim despre TVA, impozit pe venit, din impozite care se acumulează la nivel de stat, o parte din impozitele date se duce la autoritățile locale. Iar pentru autoritățile locale, adică peste 70% de fapt sunt ceea ce se ia de la... Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că activitatea economică în zonele celea nu este neapărat foarte dezvoltată sau de ce au nevoie ei sau pentru ce ar trebui ei să solicite aceste transferuri în cazul în care, de exemplu, nu au agenți economici pe care să-i diservească în teritoriu, adică ca să înțelegem cum, de unde apare necesarul de astfel de transferuri de la autoritatea centrală. Sigur că rolul statului este, unul din rolul statului este o redistribuire a venitului obținut. Și aici și vin transferurile și modul cum se calculează transferurile, de fapt, și reprezintă acel mecanism de redistribuire a venitului național, să spunem așa, la nivel deja de autorități publice locale.
să termin cu veniturile totale, dintre acelea se primește că 8 miliarde lei de fapt sunt veniturile lor proprii și veniturile autonome, sau veniturile autonome. Fiindcă din aceste 8 miliarde, 5 miliarde de fapt sunt, reprezintă impozitul pe venitul persoanelor fizice, uh-huh. deoarece aceasta de fapt este sursa lor de bază, din uh-huh. veniturile lor proprii. Adică și din salariu și din alte venituri. Deci salariu, da, deci salariu și toate. Și plus alte impozite, 3 miliarde în cazul dat. Da, în cazul dat undeva un miliard reprezintă aceste taxe locale, plus vorbim și aici și de veniturile generale ca TVA și uh-huh. impozitul pe persoane juridice pentru OTAG Găuzia, uh-huh. care este încasat 100% la, în bugetul lor, și un miliard de alte venituri. Aici vorbim și de veniturile colectate de către instituțiile la nivel local, uh-huh. pentru serviciile lor, pentru chiar și aceleași grădinițe părinții uh-huh. când plătesc. La fel, acestea sunt reflectate în bugetele autorității locale respective. Uh-huh. Dar în locațiunea. Da, dar în locațiunea, arenda terenurilor. Absolut, și este tot sunt undeva la un miliard să ciprează. Mai au și donații, mai au și granturi, dar nu sunt semnificative la nivel local, dar oricum sunt. Doamna Natalia, dar se vorbește foarte mult despre aceea că acum se discută cu Chișinăul, că Chișinăul, uite, de ce doar 13%, nu știu, am auzit cifra asta, nu știu dacă e adevărată sau nu, că doar 13% din ceea ce produce Chișinăul, de fapt, li se restituie sau le vine înapoi, tot restul, ei contribuie și ar vrea să aibă mai mult. Haideți un piculeț aici să explicăm cum funcționează mecanismul și să înțeleagă toată lumea, de ce 13, de ce nu 50 sau de ce nu 100% să rămână în bugetul Chișinăului? De fapt, dacă se vorbim de transferuri de astea 70% din bugetele lor, există două tipuri de transferuri. Transferul destinație generală și transferul destinație specială. Diferența e în discreția autorităților locale în utilizarea acestor transferuri. Când vorbim de transfer destinație generală, vorbim de mijloace care ei pot să le utilizeze la discreția lor, uh-huh. acolo unde, de fapt, sunt competențele lor. Când vorbim de transfer destinație speciale, ele de aceea și sunt speciale, pot fi utilizate doar pentru scopurile pentru care au fost acordate. Uh-huh. Și vorbim despre transfer pentru educație, uh-huh. în primul rând, că aici sunt circa 14 miliarde lei să duc din bugetul central la întreținerea educației. 14 miliarde la nivel, la nivel de, da, la nivel de țară vorbesc. Vorbim de transferuri pentru drumuri, drept că aici este un pic diferit, că avem aici și, la nivelul 1 sunt transferuri generale pentru întreținerea infrastructurii drumurilor, și dar pentru nivelul 2 au rămas speciale, deoarece se consideră ca fiind din fonduri rutier. Cum ar fi la raioane, la Chișinău, Bălți, Utagă, Găuzia, ele vin ca speciale, adică poți să le cheltui doar pentru drumuri. Doar pentru drumuri, da. Dar satele le pot cheltui pe ce consideră necesar. Da. Dar cu recomandarea cu să le cheltui pentru drumuri. Corect, da. Absolut corect. Ideea care a stat la baza acestei schimbări a venit tot de la ei, fiindcă această sumă nu este destul de... nu este suficientă pentru întreținerea infrastructurii locale într-un singur an, și ideea a fost că ei să rămâi la autorități acești bani și ei să-i poată utiliza și anul viitor, într-un fel să-i acumuleze, da, și să folosească pentru niște proiecte mai mari. Așa. Au mai fost și transferuri cu destinație specială care din acest an au fost preluate de către bugetul de stat, vorbim despre reforma Restart. Și aici e taman acel moment că Chișinău și Găgăuzia totuși au rămas cu competența de a achita aceste servicii sociale din bugetele sale, ca fiind două cele mai mari bugete. Și au avut această competență. Și au avut-o, da. Dar ce vreau încă să menționez, că nici Găgăuzia, nici Chișinău, nici Bălți nu au transfer cu destinație generală. Uh-huh. Cum se formează fondul de susținere financiară a teritoriilor? De fapt, a fost instituit în 2014 când a avut loc reforma
de relațiilor interbugetare. Și a fost introdusă formula după cum se calculează acest transfer, cum se redistribuie de fapt acele venituri. Noi știm că ele nu sunt neuniforme la nivel de toate localitățile. Unul are mai puțin, altul mai mult, în funcție de capacitatea fiscală, în funcție de cât colectează în teritoriu. Și acum, când s-a implementat această reformă, de ce s-a bazat pe impozitul pentru persoane fizice? Deoarece acest impozit este unul cel mai stabil. Indiferent, e criză, nu e criză, totuși salariile chiar și în criză se achite și impozitul pe venit se achite. Da, când vorbim de altfel de impozite, cum ar fi impozitul pe venit persoane juridice, ori teva, în cazul unei crize, același COVID, același, veniturile scad brusc, primul pot să crească brusc și e o fluctuație foarte mare în încasarea acestor tipuri de venituri. De aceea, tot sistemul era, de fapt, bazat pe, și este pe acest impozit, pe impozitul pe persoanelor fizice, ca fiind unul cel mai puțin fluctuant în condițiile unei crize, pentru a le oferi un confort autorităților publice locale în acest sens. O previzibilitate. O previzibilitate. Da, dacă totodată pentru mine acest cum natural, că impozit pe unii persoanelor fizice trebuie să fie cumva corelat cu autorități locale, căci persoana fizică trăiește în această localitate. Ori el lucrează, în cazul dat, el utilizează aceste servicii autorități locale, drumuri, grădinițe. Aici sunt două teorie aici. Este teoria prin care trebuie să fie taxat sau trebuie să rămână banii ăștia acolo unde lucrează omul și acolo unde este înregistrat omul. Și problema în special a zonelor care sunt conglomerate, cum e Chișinău, cum e Bălți, unde toți vin și lucrează ziua în Bălți și seara pleacă prin satele lor și atunci Bălțul spune, dar de ce la mine nu rămân banii ăștia dacă toți vin și lucrează în Bălți? Da, eu corect înțeleg. Când noi vorbim de impozit pe persoane fizice, noi avem cel reținut de angajator în care unde eu sunt înregistrat ca sediu legal la mine și totodată dacă eu ca persoană fizică am careva alte venituri și trebuie să achit acest impozit, deja el merge direct la localitatea unde eu am domiciliu. Da, da, deoarece declarația este depusă la locul de reședință. Eu aici, dacă pot să mă întorc un pic înapoi, doamna Natalia, poate anticipez ce vreați să continuați dumneavoastră. De ce nu toate veniturile care sunt încasate de autoritățile locale, de exemplu Chișinău, rămân în Chișinău? De ce noi le luăm la bugetul de stat și apoi le întoarcem înapoi 13%? Noi avem impozite de stat care sunt cele partajarea acestor impozite, partajarea acestor impozite de stat este decisă de legislația în vigoare, de legea, bine, noi acum vorbim de legea finanțelor publice locale și acolo este determinată cum se partajează. Dar să facem deodată concluzie. Toate impozitele și taxele locale sunt percepute de autorități, absolut, indiferent dacă asta e Chișinău sau e localitate, sau e sat, sau e Găgăuzia, toate impozitele și taxele locale din tot businessul care se întâmplă în respectivele regiuni sau autorități, este perceput de autoritatea locală. Acum noi vorbim despre impozite și taxe care nu sunt locale, dar sunt o altă categorie, cele care sunt de stat, cum ar fi impozit pe profit sau taxă pe valoare adăugată, ca să fie mai simplu pentru oameni. Sau acciză. Sau acciză, da. Acum când s-a format, am spus că au rămas ca acest și inițial, apropo, și divizarea a fost 50-50, în absolut toate autoritățile locale primeau 50% și 50% se defalcau în acest fond de susținere financiară. Acum, pe parcursul ultimilor ani, s-a mai schimbat și formula 75-100. La moment, autoritățile locale de nivel 1 încasează 100% în bugetele sale locale, din nivelul 1, reședința de raion, 50% încasează în bugetul orașului, 25% defalcă în bugetul raional și 25% în fondul ăsta de susținere financiară a teritoriilor la bugetul de stat. Dar în ce impozite vorbiți acum? Impozitul persoane fizice. Așa, vreau să precizați că să nu rămână din cele locale. Cele locale am închis subiectul. Vorbim acum de persoane fizice. El, de fapt, constituie baza sistemului de transfer de destinație generală, care a
apoi se redistribuie. Așa. Și suma asta acumulată în fondul de susținere financiară a teritoriilor, peste 2 ani se redistribuie înapoi la autoritățile locale din nivelul 1 și 2, deja după formulă distinctă. Uh-huh. Pentru autoritățile locale din nivelul 1 se ia în calcul numărul populației în această localitate, se ia teritoriul, suprafața teritoriului și, cel mai important, capacitatea fiscală. Uh-huh. Și când vorbesc de capacitatea fiscală, vorbesc de acest impozit raportat la media pe țară. Impozitul pe persoane fizice raportat la media pe țară. Și cu cât mai mult ai, înseamnă că din acest impozit, peste medie, înseamnă că ai o capacitate fiscală mai mare și primești înapoi din acel fond mai puțin. Corect. Dar sigur că se primește că Chișinău și Bălțu sunt cei mai mari contribuitori la acest fond. Da, și orașele reședințe de raion, da, ei câte 25% transferi în acest fond, dar Chișinău și Bălțu, în afară de aceea că sunt cele mai mari bugete, că într-adevăr sunt niște conglomerate și activitatea economică e concentrată în aceste orașe și ei primesc cele mai multe venituri din toate activitățile desfășurate pe acest teritoriu, ei și contribuie cel mai mult la aceste fonduri. Dar asta e principiul solidarității, fiindcă noi nu putem lăsa așa a fost creat sistemul. Da, e și natural. Ca că și nu poți lăsa o autoritate locală care nu are absolut sau poate un potențial economic foarte, foarte mic să moară, să nu... Da. Da. Noi nu avem, cum am spus de la început, noi nu avem institutul defaultului autorității publice, respectiv trebuie să identificăm sursă prin care să putem cel puțin până când așa funcționează. Da. Avem 900, ați spus că peste 900 de unități administrative teritoriale, trebuie să găsim modalitatea prin care să le facem să funcționeze. Nu putem să-i abandonăm că, nu știu, trebuie să lăsăm mai mult la Chișinău sau la Bălți sau la Otagă-Găuzia ca și impozite. Am început noi pe categorie de venituri. Dacă ar fi să rezumăm, ar fi impozitele și taxele locale, ar fi acele defalcări a căror bază este impozit pe venit persoane fizice, ar fi donațiile sau granturile pe care le primește, ar fi împrumuturile și aici aș vrea să înțelegem dacă îi pot să împrumute 100% sau o careva limite și pe ce anume pot să împrumute, dar o să discutăm despre asta numai decât. Sunt locațiunile pe care le acordă, arenda, dacă, de exemplu, terenuri, vânzarea anumitor bunuri, toate acestea, de fapt, reprezintă veniturile autorităților locale. Și cum a spus Iurie un pic mai devreme, o sursă foarte neutilizată, neexplorată corespunzător, este impozitul pe bunuri imobiliare, care la noi, nu de ajuns că e o cotă mică, destul de mică de impozit bunuri imobiliare, dar chiar și așa fiind, ea nu este utilizată la maxim de către autoritățile locale. Da, și baza impozabilă, probabil, că tot aici ei tot se plâng, da, Nu, totodată se plâng, totodată nu se face nimic. Nu știu cine e de vină. Da. Nu, baza impozabilă, dacă vorbim despre autoritățile, despre impozit pe bunuri imobiliare, se formează de la estimarea sau evaluarea bunurilor imobile care se află în regiune. Și după cum noi știm, nici pe departe toate bunurile imobile, nici departajarea clară a bunurilor care sunt de stat, care sunt autorităților locale și mai următoarea etapă, evaluarea acestor bunuri, este o chestie care trebuie să fie făcută, dar desigur că este complicat când ai 900 de autorități locale. Eu sunt sigur că ea ar urma făcut în 2007, da? Da, așa. Și Chișinău, Bălți. Dar nu la toți. Nu la toți. Da. Dar și aceea deja e destul de învechită. Da, de acord. Cum noi am vorbit în podcastul Tax & Custom, totodată este un foarte straniu. Când tu nu poți să ascunzi clădire, tu nu poți să ascunzi pământ, să iei în mână, să pui în buzunar și să duci unde vrei. Asta e straniu, da? Bine. Uh-huh. Asta venituri. Cheltuieli. Deci bugetul autorității locale include partea, deja eu vorbesc comentariu, iar treaptă, cheltuieli. Ce fel de cheltuieli are autorități locale?
Ați spus că o parte, cele care cu destinație generală, rămân la discreția lor. Adică despre este cât mai mult, cele cu destinație specială, evident. Da. Sunt acele competențe delegate, care, deși competențe autorităților locale, acestea oricum sunt finanțate, sunt delegate autorităților locale și vorbim de școli, grădiniți, școli sportive, până acum au fost asistența socială acum deja e preluată, vorbim de infrastructura drumurilor, cu toate că trebuie să spun că inclusiv și la aceste tipuri de cheltuieli, autoritatea locală, dacă are suficiente resurse, mai fel poate aloca și ei și o fac, și pentru școli, pentru reparația școlilor, pentru întreținerea drumurilor, chiar și se împrumute și chiar o fac acolo unde trebuie. Acordă subsidii întreprinderilor municipale pentru apă, salubritate, absolut toate, de fapt. Mai este și cultura, casele de cultură, care tot e competența lor direct, și întreținerea însă și administrației publice locale. Să nu uităm și de aceasta. Deci asta înseamnă salarizarea? Da, și până la urmă oricum e am vorbit până acum sub aspect funcțional ca domenii, ca sectoare unde sunt direcționați banii, dar și sub aspect economic. Sunt salarii, sunt investiții, sunt subvenții, sunt prestații sociale, absolut ca și... De fapt, dacă să vorbim de clasificarea... Oricum, bugetul este clasificat, el nu este pus așa cum am vrut eu. Oricum, există clasificația bugetară, care este la noi în mare parte, foarte mult, de fapt, aliniată la standardele internaționale. Noi avem clasificații și la venituri, și la cheltuieli. Și dacă la venituri vorbim în mare parte de clasificația economică, atunci avem impozite, taxe, alte venituri, granturi... Atunci când vorbim de cheltuieli, avem o varietate mai mare de când clasificăm cheltuielile, deoarece vorbim în ce sectoare cheltuie banii statul, că e apărarea, că e protecția socială, că e educația, sau vorbim despre aspectul economic a acestor cheltuieli. Aceleași cheltuieli, dar văzute din alt unghi. Că sunt salarii, că sunt investiții, că sunt subvenții, că sunt dobânzi, sunt rambursare de împrumuturi și acestea toate sunt puse într-o ordine pentru ca și aceste să fie clar și cum și unde se cheltuie acești bani și să fie clar, și o comparabilitate și la nivel chiar internațional până la urmă la datele bugetare care sunt prezentate de buget. Și pentru noi cetățeni să fie clar că dacă eu deja știu cum se formează bugetul și am citit măcar bugetul în CIP Chișinău, în cazul dat eu înțeleg că aproape bine alte cifre, dar aproape aceiași rânduri aceleași, cu cheltuieli, cu venituri, aproape aceiași rânduri, dar sunt mai puțin. Vorbim despre aceleași taxe, vorbim despre aceleași tipuri de cheltuieli. Și în cazul dat eu vreau să atrag atenția pentru ascultătorii noștri că cheltuielile care se cumpără construcții de drumuri nu se face foarte simplu primar a luat decizia și tu ai câștigat și tu o să-mi construiești drumul. Da. Este și o procedură specială care se numește achiziții publice, prin care acest proces trebuie să fie transparent și făcut. Aceeași este limitări la salarizare, căci primarul nu poate să vină să spune că eu azi primesc 100.000 de lei pe lună, căci am pus impozit pe imobil în sfârșit mai mare. Da, absolut. Nu, da. Deci toate aceste cheltuieli sunt limitate prin diferite sunt reglementate, da, de diferite acte care sunt nu doar pentru nivelul central, dar și pentru local, absolut. Apropo, despre reglementări, ceea ce ține de impozitele, de salarizare, tot prin societate circulă cumva revolta asta a autorităților locale, că de ce nu li se permite să dea salarii mai mari dacă ei au resurse de unde să dea aceste salarii. Și întrebarea rațională este, dacă ei au resurse de unde să dea aceste salarii, de ce să mai fac transferuri la buget ca să le compenseze careva alte cheltuieli? Adică eu de fiecare dată când aud aceste discuții îmi vine gândul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, poate ele cumva se văd diferit, adică nu ar trebui să gândesc așa, ar trebui să gândesc poate altfel a modului când asta a fost conceput legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
bugetar. De fapt, asta era ideea, că nu poate un contabil într-o primărie să primească alt salariu decât un contabil în altă primărie mai bogată. Într-un fel, cu toate că sunt argumente și pro și contra. Sunt de acord că într-o primărie mai mare poate și volumul de lucru și responsabilitatea e mai mare. Sunt de acord. Dar pentru asta mai există și alt fel de sporuri pentru a stimula. Dar ca nivel de bază, asta a fost baza, de fapt, acestei legi. O bază, un sistem de salarizare unic, atât la nivel de autorități locale, da, centrale, cât și absolut, la nivel de autorități locale, ca să se asigure un soi de echitate socială și financiară între cei care sunt angajați la stat, așa cum, ar fi, cum ar înțelege lumea, că nu mai stai să delimitezi dacă e la stat, la autoritate locală sau mai știu eu unde. Era, după mine, important ca să precizăm momentul ăsta, dar cine de fapt achită salariul? Salariul de fapt este achitat de către autoritatea locală sau nu? Da, depinde iarăși pentru care... Din generale, hai așa, nu din astea care sunt speciale, care sunt cu destinație... Ele pot fi, exemplu, contabilul din primărie primește salariu sau primarul... Bine, banii sunt fungibili. Odată colectați, nu-i mai găsești trasabilitatea, nici noi când colectăm în buget, noi nu știm că am plătit, am achitat salariul din TVA sau din impozitul prin persoane juridice. Ele s-au colectat și am un plan care trebuie să-l realizez din acel colectări care le-am avut. Principiul universalității. Principiul universalității, absolut. Da. Așa, o mică, iar cu salarizare pentru mine, deci am auzit că în cazul dat, domeniul educației este finanțat pe deplin prin transferuri speciale din partea bugetului de stat, dar decizii pentru deschiderea, închiderea școli ia autorități locale. Este acest moment. Ok. Deci, okay. Da, ei iau decizii, deschiderea grupelor, claselor, la fel și închiderea, dacă este cazul. Da? Și, la fel și închiderea școlilor. Și dar eu sunt sigur că asta oricum are loc printr-o coordonare, mai mult sau mai puțin, cel puțin la nivel de Ministerul Educației, care ulterior raportează și Ministerului Finanțelor pe dimensiunea de cheltuieli și necesare care sunt. Da, până la urmă, oricum, cel puțin pentru școli există o formulă de finanțare în bază de cost per elev, care se indexează anual și suma se calculează în funcție de numărul de elevi, bine, din anul școlar precedent, sigur că și aici sunt unele corectări, și este adusă la cunoștință Consiliului Raional, deoarece ele sunt finanțate prin nivelul 2, prin Consiliul Raional și deja Consiliul Raional iarăși deja distribuie în funcție de numărul de elevi, iau și o parte care e fixă și o parte mai variabilă și au o marjă de discreție în raport cu școlile care sunt în... Doamna Natalia, dar cum ne asigurăm noi, cetățeni de rând, că banii ăștia sunt cheltuiți corect? Cum ne asigurăm noi că ei, de fapt, cum eu, de exemplu, fiind rezident a Chișinăului, pot să, nu știu, să stau liniștită că banii care sunt acumulați și modul în care se distribuie acești bani, de fapt, se face conform unor, ok, bun simț, asta deja e discreția primarului și a Consiliului și ulterior eu votez pentru bun simțul care a fost manifestat. Dar vorbesc despre niște chestii care a spus dumneavoastră, sunt totuși niște principii care ar urma să fie ar trebui să fie urmate și cum să mă asigur eu când într-adevăr banii ăștia sunt cheltuiți corect. Ori chiar o altă viziune, când eu ca antreprenor nu sunt de acord cu taxa, mărimea taxei care autoritatea locală brusc a ridicat în 100 mii. Nu, eu, da, nu, de 10 ori. De 10 ori, da. Nu, de fapt, deciziile Consiliului Raionale, deciziile Consiliului Locale se consultă înainte de a fi, ca și bugetul. Deciziile prin stabilirea taxelor locale sau și bugetul, ele se publică pe site-ul autorității sau mai este șansă. Trebuie să consult 900 de site-uri autorităților că să văd toate bugetele? Nu, ca decizii, cred că da. Oh. Ca decizii. Dar sau site-urile. Mai este și site-ul acte locale, de unde tot se publică. Asta dacă... Toate 900, dar mă rog, cetățeanul cred că e mai mult interesat în localitatea unde... Da, business-ul poate să aibă interes mai larg. Toate că pot
pot consulta și acelea din regiune, da, și din regiune, da, să văd, normal. Unde, da, să și nu business. Numai. Da, da, da. Și atunci e momentul de a interveni. Uh-huh. Dar ca control, sigur că autoritățile locale, la fel ca și centrale, sunt supuse unui audit extern din partea Curții de Conturi, sunt efectuate și inspecției financiare atunci când avem semnale sau careva, știu eu, semnale că sunt abateri. Că sunt abateri, da, 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 da. Și atunci putem efectua o control financiar la fața locului. Autoritatea, inspecția financiară, autoritatea subordonată Ministerului de Finanțe. Da, este, da, un, da, fel de bâta Ministerului de Finanțe, da, dacă nu se face totul așa cum trebuie. Acum ea trebuie să fie reorganizată, regândită, regândită, da, 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 și să fie în un pic alt concept. Da, da. Eu mă gândeam să încercăm, că ați pomenit dumneavoastră de fiecare dată cu o mică paranteză când vorbeați despre, de exemplu, Utaga Gauzia sau despre Chișinău Belți. De ce, unde este diferența dintre autoritățile locale la nivel general și, de exemplu, aceeași Utaga Gauzia, dacă ne referim la venituri sau la cheltuieli? Ne-ați spus despre ce, că ei nu primesc transferuri cu destinație generală versus localitățile obișnuite. Totodată, din câte s-a discutat foarte mult anul precedent, o parte considerabilă din veniturile generale de asemenea rămâne la Utaga Gauzia, dacă noi ne referim. Am putea un picuț aici poate să-și ați vorbit despre trei niveluri la Utaga Gauzia versus două niveluri care sunt la nivel general în autorități. Poate ca să se înțeleagă specificul acestei regiuni, că mulți fac referință că am vrea și noi, de exemplu, nu știu, Ungheniu sau Criuleniu sau Căușeniu ar vrea, sau Durlești. Sau Durlești, de ce nu? Ar vrea și ei să poată să aibă exact aceleași condiții privilegiate pe care le are Utaga Gauzia, să rămână TVA-ul, de exemplu, în teritoriu. Care sunt, de fapt, particularitățile? Că deja de ce, n-o să vă întreb, că așa scrie legea, este Da, de ce? Eu chiar să mă întorc, iarăși mă întorc la așa. Momentul când a fost introdus acest sistem. Așa. Inițial, el când a fost introdus, la fel era prevăzut că și Gagauzia va primi transferuri generale. Dar, până la urmă, a fost o decizie politică și în loc de transferuri generale s-a lăsat la dispoziția Utaga Gauzia 100% din TVA-ul colectat pe teritoriu, 100% din accizele la produsele produse pe teritoriu și 100% din impozitul pe venitul persoanelor juridice. Adică asta a fost tot un fel de... Da, dar în schimb ei nu primesc transfer de destinație generală cum primesc alte. Dar ce vreau să spun, că chiar dacă și ei primesc, ei la rândul său la fel, prin decizia adunării generale, da, a lor, ei la fel stabilesc transferul pentru localitățile sale din subordine. Și practic eu vreau să vă spun că ei tot așa stabilesc aceleași cote de defalcări, ei tot primesc 100% din impozitul pe venit, persoane fizice, și mai au și alt feluri de transferuri care deja adunarea națională le decide cum le alocă, sub ce formă. Pentru alt fel de proiecte, să spunem așa. Da, între timp, probabil că creșterea acestor venituri a fost mai diferite. Mai diferite, da. Și ei au primit un avantaj din creșterea acestor venituri. Cu toate că în același timp și creșterile pe transfer de destinație specială la fel au fost destul de mari, deoarece ele de fapt au fost bazate pe creșterea acelor impozite de stat care au rămas la dispoziția bugetului de stat, nu, care au fost redistribuite prin transferuri speciale la toate autoritățile locale. Și aici vorbim chiar și aceleași salarii acoperite, iarăși au fost din bugetul de stat, din acei bani care au fost colectați la bugetul de stat. Eu vreau să menționez încă, să aduc aminte că taxa pe valoare adăugată este un impozit de stat, impozit de stat și o altă chestie, dacă cu impozit pe venit, măcar clar persoanele fizice, clar că persoana ori a venit în această localitate și a lucrat, ori trăiește, cu TVA, dacă noi vorbim de agenți economici,
el tăva calculează la vânzări și asta nu înseamnă că este consumat în această vânzare a avut loc. El poate că eu pot să fiu și tot vânt în Chișinău. În cazul dat este generat aproape de Chișinău. În cazul acesta și tăva este un impozit de stat, căci el nu poate fi distribuit. Dar până nu de mult, din cât eu țin minte, până la reforma asta prin care UTAG Găuzia urmează să restituie TVA-ul din bugetul său, până în acest moment era o situație interesantă în care TVA-ul era acumulat de UTAG Găuzia, de la agenții economici care îl, de la persoane fizice care consumă în regiunea dată, dar restituirea taxe pe valoare adăugată pentru agenții economici care fac export sau așa din regiuni, era din bugetul de stat. Adică era așa un soi de două ori avea un mic avantaj versus, de exemplu, alte regiuni imediat apropiate, nu știu, Cimișlia sau Cantemir sau mai care sunt. TVA care e colectat de către agenții economici înregistrați în UTAG Găuzia, dar pentru vânzările, noi nu știm care vânzările, numai în UTAG Găuzia, din toate vânzările lor, România, în cazul dat, la ei. Deci după sediu legal era. Nu. Dar vreau să mă întorc încă o dată la fondul de susținere financiară a teritoriilor. Că v-am spus că inițial era 50-50, apoi s-a mai modificat până la 75, apoi la 100%, că au rămas la autoritățile locale. Și normal că suma rămasă în fond s-a micșorat. Și atunci, în acel an când s-a modificat și au rămas 100% la nivelul întâi, noi am mers la acel pas, noi am suplimentat pentru a menține acest fond, noi l-am suplimentat cu 10% din impozitul prin persoane juridice. Bine, nu din, să fiu mai exact, din impozitul pentru activitatea de întreprinzător. Ok. Și noi, anual, suplinim undeva la 400 de milioane acest fond pentru a acoperi acel decalaj în urmă, se primește că mai mulți bani au rămas la dispoziția autorităților locale din nivelul 1 și respectiv fondul s-a micșorat și noi pentru a-l menține am stabilit 10% în legea bugetară anuală se stabilește pentru a suplini acest fond. Și într-un fel banii din impozitul prin persoane juridice, bine, 10% oricum se redistribuie tot în acest fond la toate autoritățile locale. Da, Natalia, unde om de rând, spunem cetățean simplu, poate să găsească această informație despre autorități locale. Despre bugetul, despre taxele despre locale. Acte oficiale, da? Acte oficiale, da, este site-ul acte locale. Ok. Site-urile autorităților locale de regulă și public. Pe site-ul Ministerului poți să găsească? Pe site-ul Ministerului nu se găsește fiecare buget în parte, dar noi avem un site, un portal de date special. Finanțe, buget, da. Noi o să-l indicăm în descriere, da? Și acolo chiar puteți să vedea bugetul și aprobat, și precizat, și executat a fiecare autorități publice locale. Și le puteți viziona și lunar. Noi actualizăm această bază de date lunar. Doar că, sigur, pentru a avea o înțelegere, trebuie să știi puțin să citești buget. Trebuie să știi... Această clasificare Eu cred că a mai rămas o singură întrebare care noi nu am acoperit-o, dar am zis ca să o acoperim un pic mai târziu și cred că ar fi corect să o facem. Vorbeam despre îndatorarea autorităților locale. Doamna Dina, data trecută, ne spunea despre aceea că autoritățile locale pot să se îndatoreze exclusiv pentru anumite proiecte investiționale, mai puțin pentru anumite cheltuieli curente pe care le-ar avea, cum de exemplu ar putea să o facă în bugetul de stat. Puteți să ne ziceți un pic aici, într-o propoziție, cam care ar fi aceste limite și cât de respectate sunt sau valorificate sunt ele de către autoritățile locale? Da, autoritățile locale se pot îndatora, pot atrage împrumuturi pentru investiții și noi recent, anul trecut, am vărgit și area de aplicare, am inclus și mijloace speciale aferente acestor investiții, de exemplu procurarea de auto speciale, că sunt cazuri când sunt
Într-adevăr, sunt efectuate niște investiții, dar care necesită și niște procurări de mijloace fixe care nu erau eligibile la acest moment și noi am lărgit această are. Pentru autoritățile locale sunt stabilite limite în care ele se pot îndatora. Acestea sunt pentru 20% pentru toate, dar Chișinău și Bălți 30%. Dar ce sunt aceste 20%? Asta e ponderea tuturor de servirii datoriei, eu vorbesc aici și dobânzele și principalul, în veniturile proprii. Când vorbesc de venituri proprii, vorbesc de venituri fără transferul este de destinație specială. Deci asta înseamnă taxele, impozit pe persoane fizice, da, taxele locale. 20% din asta și transferul de destinație generală. 20% încă o dată, nu suma împrumutului, dar suma care eu trebuie să achită în acest an. În acest an, deci, de servirea datoriei. Deci, da. Asta dobânda plus dobânzele de la precedente. Așa, pentru mine, deci dacă o localitate are venit propriu impozit pe în valoare de 1 milion de lei anual, da, presupunem asta e un satuc micuț, el înțelege că el vrea ceva să construiască și să aduce după această venituri noi drum, spunem așa, ori un spațiu, o arenă, încă o arenă unde o să fie după aceste concerte date, el poate să ia credit mai mult de 1 milion de lei, dar achitarea anuală nu trebuie să depășească 200.000 de lei. Pe toate creditele pe care le are. Inclusiv și dobânzile. Deci în cazul dat asta. De fiecare dată, când își planifică să angajeze un împrumut, este necesar ca să se adreseze la Ministerul Finanțelor pentru autorizarea acestui acestui fapt. Și noi examinăm, vedem care sunt condițiile, iarăși ei trebuie să prezinte 3 oferte de la bănci comerciale, dacă în cazul băncilor comerciale. Ei au și împrumuturi externe și atunci tot ei prezintă toate materialele pentru proiectele astea investiționale, acordurile, toate care le au și noi examinăm un complex de documente și obligațiuni municipale tot intră în aceste 20%, căci noi știm că municipiul Chișinău și încă trei. Undeva 1,5 miliarde pierd țară datorii autorităților publice locale. Soldul datoriei. Soldul datoriei, da, corect. Și clar că Chișinău e cel mai mare. Dar el e și mai mare. Niciuna nu avem care o depășit. Asta am vrut să zic. Nicio localitate. Chiar și așa, chiar și Chișinău, cu tot potențialul pe care îl are de aceste 20% și cu tot ce se discută, nu au depășit valoarea respectivă. Dar sigur că aceste cheltuieli micșorează spațiul acela de cheltuieli care, pe de-o parte, contribuie la dezvoltarea și asta și este scopul ca să dezvolte și pe viitor, să creeze infrastructură, să creeze servicii publice calitative, dar trebuie tot să fie într-un măsurabil și echilibrabil. Da. Mulțumesc mult, doamna Natalia, pentru această discuție. Noi astăzi am încercat să abordăm subiecte care țin de finanțele publice locale. Eu sunt sigură că sunt încă foarte multe întrebări care ar putea să fie acoperite și care ar trebui să fie acoperite și abordate. Noi vă încurajăm, dragi prieteni, să acordați aceste întrebări, să le scrieți în comentarii la acest video, să dați un like și un share dacă credeți că informația pe care ați auzit-o astăzi este una utilă pentru dumneavoastră. Acest podcast noi îl realizăm împreună cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Camerei Americane de Comerț și a portalului Privesc.eu și suntem în nerăbdare să continuăm să deșghiocăm fiecare din aspectele finanțelor publice. Episodul următor noi o să vorbim despre altă parte a bugetului, despre cheltuieli. Și aici, cum noi am abordat și astăzi, că sunt careva reglementări, reguli speciale, și anume o să mergem prin aceasta să înțelegem cum Ministerul Finanțelor, cum noi cetățenii prin Ministerul Finanțelor și organii de control ținem sub control aceste cheltuieli, ce înseamnă achiziții publice, cum asta se utilizează, unde noi putem să găsim informația despre toate procurările efectuate de către autorități locale,
nu numai locale, și de stat, ministerie, agenții, Casa Națională de Asigurări Sociale, orică componența de asigurări în medicină. Și vă invităm să vizionați următoarele noastre episoade.